Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem lucruri noi să vă spunem. Avem o problemă cu patch-ul acesta, a avut un bug, ieșea mereu, dar mereu ieșea din joc. Nu puteam să trecem cu o zi peste joc, cu o zi înainte de jocul din Optin, care era cu Sociedad atunci, dar după cum v-ați dat seama, dacă v-ați dat seama, suntem acum în Optin cu Porto, pentru că a trebuit să facem o nouă care de la capă să nu oprim seria. Pentru asta am încercat să facem același transferuri, nu prea am reușit, l-am luat pe Donguța Fac, vedem, am fost acolo ce buget avem, na. Nu am făcut totul la perfecție, dar vrem să facem o echipă oricum foarte, foarte bună. Jucăm în Optin cu Porto. Înainte să începem, aș vrea să vă amintesc să nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm cât mai mult cu ea. Uitați, era 4 minute pe amator. Am vrut să facem și noi totul la perfecție și nu puteam să facem chiar pe legendarii. Kipciu, nu, dacă vă interesează, nu este goalgetter în Liga 1 cum era atunci, este goalgetter în Champions League, chiar culmea culmilor, cu 9 goluri, să-i zdrobim pe ăștia mai întâi. Am simulat aproape tot din meciurile acelea, sperăm să ne înțelegem. Noi nu am vrut să oprim această serie pentru că vrem să facem niște o echipă foarte mare, să nu mai avem adversari în Liga 1. Stanciu pentru Iancu, scapă balonul în aut. Quintero pentru Quaresma, întoarce balonul la Quintero. Quintero pentru Casemiro, Casemiro fentează acolo, pasează la Cristian Teo. Un lucru cu Matei Gardoș, nu oprește nici el Gardoș. Haide cineva, Patrick, de fur trage, wow, my god. De fur marchează și 1-0, 1-0 pentru Porto. Dar din nou Arlauskis, din nou este el acolo, degeaba în poarta aia. Degeaba Arlauskis, nu poate să facă nimic, nu. Este în plus, chiar merită, chiar își face banii, l-a luat Steaua pe degeaba. Kipciu își întrevede pe Dongu, Danilo, mult mai masiv decât Dongu, chiar dacă are, nu a putut să îl învingă la duelul aerian pe Danilo. La Tovleviș foarte bine acolo, câștigă la cap cu Iancu, foarte bună pasă pentru Kipciu. Kipciu recentrează pentru Țafac, prea în spate, prea în spate. Stanciu pentru Kipciu, Kipciu din prea către Dongu, Țafac, scapă Țafac, Țafac pasează la Neagu, haide Neagu, Neagu, oh my god, gol! Țafac! Înscrie el până la urmă, chiar dacă a avut prin planul în prima fază, a preferat să fie aici altruist, l-a văzut bine pe Neagu, acesta trage, a respins portarul Helton, Țafac cu poarta goală, reușește el să bage balonul în plasă, 1-1, 1-1, Steaua egalează, se ține pe picioare, rămâne în meci, 1-1, un meci destul de greu și asta nu prea îmi convine deoarece este pe terenul nostru, în păcate nu suntem cu toți titulari, avem și câțiva accidentați. Încurce și Gardoș, Kipciu, eșelentul vede acolo pe Dongu, Țafac, scapă Țafac, 1-1, Țafac, gol! Dongu, 2-1, revenirea stelei prin Dongu, Țafac, o dublă a lui Țafac, în minutul 44, la un minut de finalul primei reprize, reușește să înscrie Dongu, Țafac, dintr-o pasă foarte bună primită, cred, la Kipciu, un assist înseamnă asta pentru Kipciu, era să zic Capciu. Filip, pentru Gabi Iancu, în flancul stâng, Iancu, superbă pasă pentru Țafac, Țafac, asist din nou pentru Țafac, gol, Filip, da, este asist pentru Țafac, două goluri și o pasă de gol, imposibil să nu fie omul meciului, Steaua conduce cu 3-1, chiar în deschiderea reprizei secunde, reușește Steaua să se deplaseze la două goluri, cât de bine s-a demarcat acolo Lucian Filip, a reușit să dea gol cu poarta goală, ce să mai, pentru că oricum Helton era bătut de Țafac, a fost scos din joc, 3-1, Steaua revine cu două goluri avans, un gol marcat chiar în debutul reprizei secunde, minutul 50 acesta de Filip, out aici pentru Steaua, ia uitați-l pe Helton, e în colant, cine a mai văzut așa ceva pe un portar gay? Varela, în flacul stâng nou intra Varela, centrează la Tovleviș, bine lat-o cât de cât acolo, ia lins chelia mingea aia și ia uite ce penalti scoate muistul ăsta de arbitru, la Tovleviș plânge săracul și Martinez e cel care bate, hai de Arlauskis, scoate-ne din impas, putu-ți morții tăi de Arlauskis prost, ca în meciul cu Astra, ca în meciul cu Astra, a luat gol pe jumate, dacă mai era un penalti așa, tot așa lua Arlauskis
Și iată, iată că este 3 la 2, reduc din avantaj. Martinez în spate, iau-te și golul 3. Nu, cu Arejma, apără Arla, apără Arla. Ce înseamnă, ce înseamnă să-l iei un pic la înjurături. Patrick, ce pasă greșită al lui Patrick, o pasă în pula, în pizda măsii. Iată-l pe Kipciu, Alex Kipciu, o nouă pasă superbă al lui Kipciu pentru Țafac. Dungu Țafac în fața triplei. Țafac, olo, ce picior ciung are Țafac. Un picior ciung și o pulă bleagă a lui Dungu Țafac. Cu Arejma pentru Jackson, Martinez, golgheterul Martinez, cât de bine vine acolo Gardoș și Arla încarcă regulamentul, prinde balonul în brațe, dar ăsta e blat, e un fake, ce să mai... deposedare regulamentară, Varela, ce pasă, apără Arla Uschis, Arla Uschis, ce se întâmplă cu el, centrare acum, Casemiro cu capul acolo, nu a putut să dea spre poarta lui Arla Uschis, foarte periculos pe final de meci de la Porto, trebuie să fim mai atenți portughezi, în formă mare și scoate în cornerul la faza asta, scoate în cornerul și se accentează Neagu, ia uite-l mă săracu, bă. Cum plânge, are crampe la genunchi și eu avea și Neagul ăsta. Să scoatem, să vedem pe cine batem. Pe Sân Mărtean, cum să nu băgăm pe Lucian Sân Mărtean pe teren. Rezervă Sân Mărtean, ce-i drept, e bătrân. Hai să intre și el acum să mai facă o mică alergare. O centrare respinsă foarte bine de Gardoș pentru Kipciu și se termină. Victorie în tur pentru Steaua. Victorie cu 3 la 2. O victorie greu obținută, dar obținută. Ți-a fac omul meciului o dublă și o pasă de gol în acest meci. 9,8 a fost și nota lui Dungu Țafac. El a vrut să dea două pase de gol în meciul acesta, dar a mai ratat cineva care își mai stă numele în gând. Suntem pe locul 3, dar nu avem multă spate, cam vreo 5 puncte, da? Pentru că cei de la Dinamo, este Lucian Sân Mărtean în acest meci pe terenul nostru, tot pe terenul nostru pe Național Arena împotriva celor de la Oțelul Galați. Și meciul începe cu lovitura de start a celor de la Oțelul Gălățeni, ce mingea cu Pagu, de fapt Pogu, uită pe Punga, 1-1 cu Dungu Țafac, ia uite-l cum reușește să-l țină la distanță pe Țafac, facem presingaj prin Kipciu, recuperare, ce greșeală de amator, Kipciu scapă, Kipciu gol! Alex Kipciu reușește să marcheze, Alex Kipciu, un gol foarte frumos marcat de jucătorul nostru, de Ronaldo al nostru, priviți ce greșeală a făcut cei de la Oțelul. Kipciu profită, nu iartă nimic, reușește să marcheze în minutul 3, ca regele marchează Kipciu atât de rapid, atât de devreme, un gol rapid marcat de jucătorii noștri și acum este Emilia. Dungu recuperează foarte bine, Dungu pasează la Kipciu, Alex Kipciu scapă, este în careu, Kipciu gol! Dublă pentru Alex Kipciu, meci de vis pentru șeptarul nostru care marchează o dublă și asta până în minutul 11, este deja 2-0 împotriva Oțelului Galați. Ce să mai sperăm să nu se întâmple ca Real Madrid contra Real Sociedad, când am condus cu 2-0 în minutul 11 și până la urmă a fost 4-2. Pasă acolo care scapă, Puga apără Arla, ce șut terminat al lui Puga, Arla apără șutul pe centru, nu a fost deloc pus la treabă, încă nu și-a dovedit valoarea pe care nu are Arla Uschis, oricum s-ar putea să fie și el exilat de la Steaua, vrem un portar de valoare mai mare, Kipciu o nouă superbă pasă pentru Dungu nu mai are deloc energie, nu este deloc fresh în meciul acesta, a fost invizibil pe teren Dungu Țafac, Carlic scapă în careul nostru, Carlic întoarce balonul la Punga, pasă reinterceptat acolo de Martin, ce ocazie de Patrick, ce ocazie pentru Oțelul Galați, din nou nu au reușit să dea gol și se termină în sfârșit prima repriză, se încheie și repriza aceasta, o repriză cu multe ocazii și pentru Steaua și pentru Oțelul, dar Steaua s-a impus la scor. Iancu pasă excelentă pentru Kipciu, scapă Kipciu, gol! 3-0, un hat-trick de vis al lui Alex Kipciu, superb acest hat-trick, superb de tot. Priviți pasa care o primește de la Lucian Filip și ce finalizare găsește, un volei al lui Alex Kipciu, un șut foarte bine plasat care din nou îl învige pe portarul lungu, portarul celor de la Oțelul, pentru a treia oară învins de același om Alex Kipciu, un gol rapid marcat de el în minutul 50.
Latovlevici în flancul stâng, Iasmin Latovlevici centrează foarte bine, respinge Costin, pasă bună Sâmârtean, centrează cu lovitură de cap și Avdic reușește să paseze mai departe la Puga, Gardoș, cât de bine a blocat acolo Gardoș, a crescut și el chiar până la 77, overall, pasă pentru Ilie, Ilie scapă, Ilie preluare care cât de ușor că pasă acolo, Ilie și e penalti făcut de Arlauskis, Arlauskis face penalti, ce poți să te aștepți de la un astfel de portar, un portar care are o față de pis de rasă și face penalte aici, Puga bate din nou pe jumate, iar Arlauskis gol. Ia uite, chiar ca meciul cu Steaua cu Astra, două goluri luate pe jumate, n-ai ce să faci cu Arlauskis, parcă Steaua are pană în poartă, nu știu cum să descriu asta. Iancu se îndreaptă în centru, Iancu și pasează foarte bine la Sâmârtean, Sâmârtean pasează pentru Stanciu care lasă picioarele, am luat un gol și nu a mai dat nici măcar un singur, iată pasa pentru Vâlceanu, preluare bună, Vâlceanu a încercat să mă contrazică, e singurul care a făcut ceva în atac, un jucător mai familiarizat cu o astfel de postură, Robert Vâlceanu, nu ca Prepeliță care e fundaș defensiv. Sâmârtean pasă pentru Prepeliță care joacă în atac, a încercat mai departe o pasă Andrei Prepeliță, nu a reușit din păcate, este minutul 90, suntem pe finalul meciului, iată pe Oțelul în ofensivă, Onoaki Patrick recuperează foarte bine și Latovlevici. Meciul este oprit de arbitru, de câte ori a fluierat arbitrul ăsta, cred că îi tremură buzele acum, dar e foul pentru Steaua pe finalul meciului și așteptăm să se sune, dar ultimul fluierar arbitrului s-a auzit, Steaua câștigă pe terenul ei cu 3-1, 3 puncte luate, 3 puncte de care aveam nevoie mare. Să spun așa și ne păstrăm poziția noastră de drept, poziția a doua, chiar dacă cum suntem pe 4, dar oricum. Și acesta este meciul al treilea, ce să mai vom face totuși 3 meciuri în episodul acesta. Începe meciul acesta, al treilea din acest episod, am gândit să mai jucăm așa în caz că nu v-ați plictisit voi. Dongu, iată pe Brlic sau cum îl cheam, Brelic, acel jucător a recuperat. A fost titular în 3 meciuri Matei și chiar în meciul cu Porto, echipa noastră din păcate nu și-a revenit complet, o pasă peste apărarea noastră, este acolo Arlauskis, este Arlauskis, a fost oricum offside la Ilov, cred că acela a fost jucătorul celor de la Chiajna, Filip pe centru, pasează la Lucian Sâmârtean, haide Sâmârtean, e bătrân săracu, dar ar trebui să fie cel mai relaxat, să spun așa, jucător al Stelei. Filip pasează la Gabi Iancu, Iancu pentru plecarea lui Kipciu, dar sunt așteptate și venirile lui Maxim și alți jucători buni. Iată pasa lui Sâmârtean, ala Iniesta, Dongu trage, Râmnicianu apără, ce pas a dat Sâmârtean, geniul lui Lucian Sâmârtean a fost aici pus în practică, centrarea lui Kipciu foarte bună pentru Filip, din nou Râmnicianu, din nou corner pentru Steaua, hai să bată Sâmârtean mai bine, eu zic că ar fi mai benefic pentru noi, oricum la ce pasare Iancu că e stângaci, centrarea lui Iancu, corner din nou pentru Steaua, 3 corneruri consecutive pentru Steaua București, tot Iancu să bată, tot Iancu, să vedem centrarea acestea, la fel de bune, gol! Florin Gardoș, capitanul nostru Florin Gardoș, marchează dintr-o centrare foarte bună a lui Gabi Iancu, inspirat aici Mâță că l-a ales pe el să bată cornerul, știe el ce face, Iancu a dat a doua oară, a fost cu noroc, a dat mult mai bine chiar pe capul lui Gardoș. Timov pasă pentru Băjenaru, cât de ușor scapă cei de la Chiajna, Băjenaru centrează pe centru, Gardoș foarte bine respinge Gardoș, Patri pentru Sâmârtean, mai departe la Țafac, cape sfoară, du-te Kipciule, pasă pentru Stanciu, haide Stanciu, ai de capul tău, ce pasă de rahat a lui Stanciu. S-a complicat acolo mult, cred că Staciu trebuia să se grăbească mai repede, excelent, din nou Kipciu poate scăpa, hai Kipciule acum, Kipciule! Nu este în meciul, nu este ca și în meciul cu Chiajna, cu Oțelul, suntem aici la Chiajna, dar e tot pe terenul nostru, Iancu este cel care centrează din nou, centralul Iancu pentru Patrick, gol! Patrick 2-0,
face 2-0 Patrick cu capul, reușește să marcheze, l-a mai încercat pe decursul primei reprize, un gol marcat pe finalul acestei prime părți a meciului, semnul 45, două goluri marcate după două corneruri. La Tovlevici pasează foarte bine la Iancu, acolo tot Iancu este cu centrarea, gol! Kipciu 3-0, Alex Kipciu nu se putea să nu marcheze, Ronaldo aute, Cristiano Ronaldo, stați calmi aici, ne dă o doză de calm, Alex Kipciu, dar ce centrare a lui Iancu, două asisturi pentru omul ăsta, 3-3, doamne, 3 asisturi pentru omul ăsta, nu mă gândeam la celelalte două asisturi din cornerul și de-aia am spus așa. Știam că sunt 3. Wow, în minutul 48, foarte repede marcăm acest gol prin Kipciu, nimeni altul decât Kipciu, care este un vârf, care reușește să marcheze meci de meci, normal când jucăm noi cu el. Ce păcat că nu mai este goalgetter. Am fost nevoit să reconstruim această carieră, vă spuneam, sperăm să ne înțelegem, să nu fiți deopotrivă cu noi. Acum ia uitați și voi cum se joacă în fața noastră, centrează și respinge foarte bine Matei, bravo Matei, Smârtean nu a recuperat aici, Beleric presat acolo, presat, recuperăm foarte bine prin Smârtean de această dată, de stare revanșat, Kipciu trece foarte frumos, Alex Kipciu pasează în flancul stâng, acolo este Filip, Rick pasează la Enrique, haide Gardoș, nu l-a oprit Gardoș, poate tu Filip, excelent, faultează, bravo Filip, e mor săracul, nu a mai avut putere să se întindă, chiar nu este foarte extenuat, chiar nu mai are energie Lucian Filip. Acum un atac încercat de cei de la Chiajna, recuperăm foarte bine, Țafac pe centru, pasează în flancul stâng la Iancu, nimeni altul decât Gabi Iancu este acolo, care dă o pasă superbă din nou pentru Kipciu, da, offside la Kipciu. Deja ne-a obișnuit Gabi Iancu cu astfel de pase, a fost un offside cât se poate de clar la faza aceasta, ne-a atins din păcate noi. Matei pentru Rick pentru Matei, Maftei de fapt, ajuns aici la Chiajna, wow, și haide tut să fac, excelent, recuperează aici, corner, din păcate nu a putut să facă totul perfect, e corner pentru Chiajna, corner care îl bat adversarii noștri, centrare, respinsă tot de Țafac, tot el vine acolo și respinge, Iancu, o nouă pasă, splendidă pentru Kipciu care scapă, Kipciu scapă, da, scapă Kipciu, excelent, Kipciu, gol, dublă și pentru Alex Kipciu, 4 pase de gol pentru Gabi Iancu, 4 asisturi, incredibil, 4 goluri, 4 asisturi ale unui singur om, Kipciu a făcut așa ca Ronaldo, a finalizat într-o execuție proprie, să spunem așa, o execuție ale Kipciu, muște Smârtean, acum Iancu, cred că a vrut să se ducă singur aici, deposedare corectă al lui Gabi Iancu, apără Râmnicianu și este un corner care el trebuie să bată cornerul acesta, e Gabi Iancu. Ia să vedem pe Iancu centrând, excelent pentru Gardoș, de această dată n-a mai fost gol, un șut, un alt șut blocat de Ricardo Alves care îl spinge în disperare și meciul se încheie, am reușit să batem și aici împotriva Chiajnei, am reușit să obțin o victorie mare, Gabi Iancu, normal că el a fost omul meciului cu o notă de 9,8, merita, și Kipciu a avut notă bună 9, 4 asisturi pentru Gabi Iancu, incredibil așa ceva, omul ăsta a fost bestial în partea da aceasta, făcută excelent pentru noi, da, deci suntem pe locul 2, suntem pe poziția noastră nu preferată, mai avem mult până să ajungem pe primul loc, cei de la Dinamo au câteva puncte în fața noastră, să vedem dacă va mai urma un meci, un derby, da, mai urmează un derby împotriva celor de la Dinamo și împotriva celor de la Astra, să sperăm că se vor încurca și ei și îi vom putea încurca și noi. Da, acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like, cum să vă spuneți părerea și până data viitoare rămâneți cu bine, sayonara!